Vă spunem bun găsit din nou, dragi telespectatori ai televiziunii CNS. Astăzi la Cotidian îl avem din nou invitat pe domnul senator Dan Manoliu. Domnia sa a fost amabil și a fost prezent alături de noi în studio și implicit de dumneavoastră și săptămâna trecută pentru a aduce, așa cum spuneam, de la momentul respectiv, o serie de clarificări referitor la ceea ce s-a întâmplat în PSD și la ceea ce se va întâmpla în viitor, în ceea ce privește cariera politică a domniei sale. Să-i spunem întâi bun găsit. Bine v-am regăsit, bună Și bine dimineața. v-am regăsit, corect, domnule senator. Așadar, să pornim de unde rămăsesem la întâlnirea noastră anterioară, adică la momentul plecării din PSD, care a fost așa cum a fost și ne-ați explicat în acele zile negre în viața dumneavoastră, cum le-ați categorisit, și foarte, foarte rapid s-a ajuns la pro-România. Care a fost conjunctura care v-a adus pe dumneavoastră în acel punct, chiar la momentul potrivit, pentru că mai era puțin până să se încheie listele? Pentru mine a fost surpriză, pot spune, ca să reînnodăm lucrurile. A fost o surpriză propunerea venită din partea Partidului Pro-România și a reprezentanților săi. Am spus atunci că în marțea, când s-a întâmplat ce s-a întâmplat cu organizația de la Romană PSD și automat cu îndepărtarea mea din funcția de președinte, marți seara am primit oferta de la București a Partidului Pro-România. Cine v-a contactat? Domnul M-a Ponta? contactat președintele și după aceea președintele organizației județene. Bineînțeles că am cerut un timp de regas pentru că niciodată nu iau absolut o măsură sau o hotărâre așa la Hello. cald, pe loc. Am spus că am avut consultări inclusiv cu apropiați din organizația PSD, cu primari apropiați, cu colegi de-ai mei, inclusiv de la București, care m-au sfătuit la momentul respectiv că ar trebui totuși să nu renunți la viața politică, pentru că efectiv se știe că eram într-un fel scos pe margine, adică eram tras pe linie moartă. Și în Și ultima clipă. în ultima clipă, da, și aici e un lucru destul de supărător. Și abia joi dimineață, după multe consultări și mai multe contacte, inclusiv cu reprezentanții Pro-România, am acceptat propunerea lor și candidatura la Senat pe locul 1 din partea Pro-România. Și de ce din partea Pro-România? Recunosc că am mai avut o ofertă între timp. Dar după ce mă contactaseră cei de la Pro-România, am mai avut o ofertă venită din partea foștilor mei colegi senatori care au plecat la Partidul Ecologist. Dar sunt un om de cuvânt și analizând absolut toate, am considerat că Pro-România e partidul, pentru că eu am făcut 25 de ani nu că am făcut o politică. Am considerat că o platformă social-democrată, socială, este mai apropiată de ceea ce simt eu și de aceea Pro-România era partidul care avea ca și doctrină o doctrină tot democrată, social-democrată. Consider că mai europeană la acest moment. Și se pare că nu am greșit, pentru că, așa cum ați putut vedea ieri, 1 decembrie, pe mijloacele mass media, 1 noiembrie. 1 noiembrie, pardon, pe mijloacele mass media centrale și pe televiziune, președintele partidului Victor Ponta a anunțat deja primele două măsuri urgente
care le avem în programul de guvernare. Misiunea noastră, așa cum se știe, asumată a Partidului Pro-Române, este misiunea scoaterii României din criză. Acest lucru ne propunem să-l facem împreună cu cetățenii, împreună cu mediul de afaceri, și primele două măsuri, în mod normal, a fost cele privitoare la susținerea persoanelor cu venituri mici pentru perioada de criză, și aici însemna un venit minim garantat de 2000 de lei pentru persoane și familiile monoparentale și 1500 de lei de membru de familie, dar nu mai mult de 4500 de lei de familie pentru persoanele, pentru familiile normale, ca da, să spun așa. Este vorba de un ajutor unic sau o plată lunară? E vorba de un sistem de susținere pe baza unor criterii. Voi dezvolta lucrul acesta, pentru că timpul acum nu ne permite, voi dezvolta în emisiunile viitoare și în campanie electorală. E vorba de un sistem de criterii conform căruia se calculează venitul minim. E vorba de un sistem de acordare a acestora, inclusiv sub forme de vouchere și așa mai departe. Care este scopul? Este aceea de a asigura o minimă protecție pentru cetățeni, însemnând o minimă protecție din punct de vedere, adică a-i asigura mijloacele necesare pentru sănătate, însemnând medicamente, și coșul minim zilnic pentru existență. A doua măsură este cea privitoare la sprijinirea IMM-urilor pentru perioada de ieșire din criză și pentru perioada de pandemie, asta înseamnă 2021, sprijinire printre măsurile de sprijinire fiind aceea de reducerea TVA-ului de la 9% la 5% în domeniul Horeca, care se știe că este domeniul cel mai afectat, pot spune, cu implicații numai pe plan economic, pe planul turismului și așa mai departe, de asemenea pentru producătorii de produse alimentare, pentru agricultură. Se știe că în momentul actual, deși agricultura era unul din domeniile economice care aducea un plus mare în fiecare an la PIB, anul acesta, datorită secetei prelungite, ați văzut că inclusiv se... Și destul de mulți agricultori, nu contează, mici și mari. Mici și mari, da, dar ați văzut că chiar și guvernul Orban a recunoscut că are în vedere proclamarea anului 2020 ca an calamitate din punct de vedere al agriculturii, și în afară de această reducere a TVA-ului, o serie de scutiri la o serie de obligații financiare a IMM-urilor pe perioada 2021, pe scutirea de impozit pe profit. Deci, orice pentru a sprijini și pentru a ieși din criză și a sprijini sectorul economic. Sunt primele două măsuri, sunt prezentate și au fost prezentate inclusiv cu metodele de aplicare de către președintele Victor Ponta la televizor. Da. Asta înseamnă că, scuzați, asta înseamnă că Pro-România începe să demonstreze că înseamnă competență, profesionalism, echilibru pentru români. Da, vreau să facem o scurtă paranteză referitoare la aceste ajutoare sociale, pentru că sunt, ca în orice chestiune, curente pro și curente contra. Sunt unii care spun că ar fi o încurajare a nemuncii, alții spun că ar trebui să fie o mai mare exigență în alocarea acestor ajutoare sociale. Dumneavoastră, ca și persoană, dar și ca om politic, dumneavoastră, cum vedeți această chestiune? Deci, așa cum am spus, aceste ajutoare și acest sprijin pentru IMM-uri se face pe baza unor criterii, unei analize economice, unei analize conjuncturale.
Trebuie să recunoaștem toți că dacă economia nu funcționează, înseamnă că nu mai avem și intrăm în colaps, nu mai avem de unde plăti celelalte lucruri și nu mai avem colectări la buget. Eu, apropo, foarte pe scurt, o paranteză, că mulți probabil vor spune, domnule, dacă propui scăderea TVA-ului de la 9 la 5% pe anumite domenii, se vor micșora colectările și încasările la venit. Eu am fost unul din cei care pe vremea guvernului Ponta am participat activ la dezbaterea privind scăderea TVA-ului de la 22%, cred că era atunci, la 9% la domeniul de panificație. Și intrând în contact și cunoscând oameni de afaceri care erau în domeniu, proprietari de mori și așa mai departe, am întrebat dacă era avantajat și le-ar conveni. Unanim răspuns a fost că în acest caz ar prefera decât să tremure, ca să spun așa, de frica gărzii financiare, să declare absolut totul. Deci, prin această scădere de TVA, ulterior s-a demonstrat că au crescut încasările bugetare și am scos la lumină economia subterană în domeniul panificațiilor, în domeniu. De aceea consider că nu trebuie privite ca niște pomeni electorale, ci trebuie privite pe o analiză ca într-adevăr sprijinul, pentru că trebuie să fim corecți, cinstiți. IMM-urile e partea de economie care este cel mai corect în a-și plăti impozitele și taxele către stat. S-a văzut foarte clar că marile companii evită, știți, nebunia întreagă, nu plătesc, beneficiază de o serie după ajutare, aia de ajutoare, facilități și așa mai departe. Dar ăla care are o firmă micuță cu 2, 3, 4, 5, 50 de angajați, prima grijă a lui este să nu aibă probleme cu statul. Sigur. O altă întrebare pe care doresc să vă adresez este: de ce Senatul și nu Camera Deputaților, de exemplu? Așa am primit oferta, ținând cont și de faptul poate că sunt senator și cred că acest lucru a cântărit foarte mult. Mulți poate mă vor judeca și mulți am văzut că au judecat și au zis, domnule, de ce neapărat parlamentar, de ce neapărat vrea un loc în parlament sau s-a supărat că n-a avut un loc în parlament? Nu! Nu m-am supărat pentru locul în Parlament. M-am supărat pentru stilul de abordare și pentru cum s-au desfășurat lucrurile, dar paralel de locul în Parlament și în Senat, vă pot spune și cei care într-adevăr au experiențe și au trecut pe acolo, în general, în primul mandat de senator, cel puțin în prima parte, trebuie să te obișnuiești cu mersul lucrurilor în Parlament. Mandatul care îți dă, cred că, și scoate tot ce e mai bun din tine la maxim este al doilea mandat. Pentru că atunci știi joaca, știi mersul, știi cum un pârghiile care trebuie să le acționezi pentru inițiativele legislative care le am. Și aici, cred că un lucru se vede foarte clar pe lista de la Senat la toate partidele din Neamț. Și ce vreau să spun? Eu spun că rezultatele mele, în rezultatele activității mele în Senat se văd și se pot vedea. Eu voi continua să prezint, mai ales pe mijloacele online, ceea ce am făcut în Senat și pentru și ce am făcut mai ales pentru nemțeni, pentru romașcani vorbind și pentru ceilalți. Vă rog să exemplificați. Și vă dau un exemplu. Am un număr de legi și vreau câteva legi care sunt pentru impact aici. Legea privind racordarea gratuită la gaz a consumatorilor casnici. E o lege în care sunt inițiator. Legea privind pensia de urmaș pentru victimele COVID-ului din domeniul urmașii din domeniul sănătății. Legea privind scutirea de impozit a persoanelor cu handicap și a însoțitorilor. Asta însemnând inclusiv scutirea de impozit pe case și așa mai departe.
legile privind angajarea o altă. Ca să vedeți că totuși am încercat cam toate sectoarele, legea privind angajarea tinerilor sub, până în 40 de ani în activități agricole, cu facilitățile care se acordă. Legea privind votul prin corespondență, eu fiind vicepreședinte al Comisiei Românilor de peste graniță, am fost în Comisia Paritară care a stabilit modificările la cele trei legi, că sunt trei legi acolo, privind votul prin corespondență și de asemenea modificările la legile privind votul în diasporă. Deci votul prin, în diasporă cu acea facilitate de a se vota trei zile și așa mai departe. O altă lege foarte importantă, cu încă două legi adiacente, a fost legea muntelui, în care privea o serie de, și privește o serie de facilități pentru zona montană. V-am dat câteva exemple, sunt unele din multele legi care la care sunt inițiator. De asemenea, văzând lista ofertei, ca să spun așa, electorale la Senat a tuturor partidelor, vă rog să verificați și veți observa că față de oferta PSD și PNL, adică Răzvan Cuc și Eugen Țapu, mă referiți la locurile întâi. La locurile întâi la Senat, eu am, pot spune, o activitate parlamentară mult mai bună. Ca să nu... Pe cifre. Asta însemnând 99 de inițiative legislative față de 75 a celorlalți doi. Asta însemnând 35 de legi, inițiative care au devenit legi, față de 14, 7 și 7 a celorlalți doi. Asta însemnând, ca să spun așa, 87 de luări de cuvânt în plen și 50 de întrebări, interpelări, declarații politice, veți vedea ce au ceilalți. Deci eu pot spune că, în afară de asta, dacă vă veți vedea, Eugen Țapu, veți vedea că nu are o prezență. El a avut și o problemă medicală, dar nu are o prezență atât de remarcabilă în Senatul României, mai ales din punct de vedere legislativ și a plenului. Nu vreau să mai spun de Răzvan Cuc, care în afară faptului că a fost un ministru susținut la vremea aia și de mine, dar cu o întrerupere de mandat, din păcate trebuie să recunoaștem, n-a reușit să facă nimic, ca și Ludovic Orban când a fost ministru transporturilor, din punct de vedere autostrăzilor. 0 km autostradă. Și apropo de autostrăzi, eu cu colegul meu de la vremea respectivă, Vasile Toma, senatorul Vasile Toma de Iași, am fost cei care am pus amendamentul și care a și fost aprobat și trecut prin Parlament la legea, este, cred, dacă nu mă înșel, singura lege care prevede obligativitatea construcției autostrăzii Unirii. Am pus termene însemnând 2026 termen maxim de finalizare a acestei autostrăzi atât de mult cerute de moldoveni. Și se va respecta? Acum vom vedea. Eu cel puțin îmi doresc ca dacă ajung în Parlament cu sprijinul locuitorilor Neamțului și a Moldovei să militez în continuare pentru acest proiect drag. Se vede deci așa, dar că indiferent de presiuni, indiferent de context politic, dacă vrei, poți face ceva pentru oamenii care te-au trimis în Parlament și de aceea mi-am dorit să îmi continui mandatul. Deci am ales continuitatea cu ajutorul votului cetățenilor. În eventualitatea în care veți ajunge în Parlament, aveți cumva o certitudine sau un calcul conform căruia veți fi la putere, să zicem așa? Pentru eu că cred... altfel este mai greu. Da. Evident, mai greu să... Eu cred că în momentul actual, știți foarte bine că Pro-România face o fuziune cu ALDE, deci îmbracă și o latură liberală.
Dar eu cred că în momentul actual este prematur de discutat acest lucru, pentru că trebuie să vedem și rezultatul votului. Oricum, așa cum au afirmat inclusiv președintele partidului, vom sprijini orice guvern care va ține cont de măsurile cerute de noi și care va implementa și va pune în aplicare aceste măsuri, va avea sprijinul nostru. Că la guvernare, că în Parlament direct, asta electoratul va hotărâ. După informațiile și calculele dumneavoastră, ce șanse are Pro-România, cu tot cu ceea ce vine din partea ALDE, pentru că ALDE n-a îndeplinit pragul electoral și a trebuit să vină alături de Pro-România pentru aceste alegeri? Ce plan și ce așteptări aveți ca și formațiune politică pe Neamț? Mai ales luând în considerare și rezultatele de la locale. Da, știți că la locale noi, pot spune acum, Pro-România a obținut undeva la 9% pe vot politic. Avem consilieri județeni, avem un număr mare de consilieri locali. Din ceea ce am văzut ca și algoritm, vom avea viceprimari, inclusiv la Piatra Neamț. Noi ne dorim, bineînțeles, eu în primul rând îmi doresc un scor ca și un vot, un număr de voturi ca să pot să-mi câștig mandatul de senator. Dar niciodată n-am făcut pronosticuri și nici n-am dat procente și de aceea mă voi abține la acest aspect. La ce fel de campanie vă așteptați? Pentru că mai sunt puține momente până la finalul emisiunii. În situația actuală, vedeți, Pro-România e partidul care rămâne consecvent faptului că aceste alegeri trebuiau amânate și trebuiesc amânate. Pentru că, așa cum se vede, explozia de cazuri de COVID este mare și eu mă întreb cum vor reuși să gestioneze votul în diasporă actualii guvernanți, ținând cont că, de faptul că, fiind la această comisie a românilor de peste graniță și având contacte și cu Ministerul de Externe și chiar cu din exterior, cu ambasadele și cu consulatele, toate statele și mai ales statele mari, Germania, Franța, Italia, Spania, Marea Britanie, au declarat că nu au nimic împotriva alegerilor noastre, dar în caz de situație critică de COVID nu vor permite votul în diasporă. Dar se poate și prin corespondență. Prin corespondență, din păcate, sunt numai vreo 30.000 de oameni care s-au înscris la votul prin corespondență. Am situația este exactă. Este lumea reticentă? Cred că e comodă mai mult decât reticentă, dar față de 5 milioane de români cât sunt în afara granții, doar 30.000 și-au exprimat intenția de a vota prin corespondență. Deci mi se pare extraordinar de puțin. Și din acest motiv, cred că totul nu e ok. Da. Iată, doamnelor și domnilor, dragi telespectatori ai televiziunii CNS, domnul senator Dan Manuliu, din nou alături de noi și de dumneavoastră, ne-a prezentat o serie de informații interesante. Îi lansăm de pe acum invitația și pentru alte prezențe în fața dumneavoastră. Vă mulțumim, domnule. Și eu vă mulțumesc, cu cea mai mare plăcere, vă urez o zi bună. Și din partea noastră, toate cele bune.